Câinii sunt cele mai iubite animale. Deși un câine crescut bine nu o să muște niciodată, aceste rase de câini sunt responsabile pentru cele mai multe atacuri asupra oamenilor. Astăzi vom vedea 10 cele mai periculoase rase de câini din lume. Great Dane sau Marele Danez. Este o rasă din categoria gigant, cel mai mare ajungând să treacă de peste 1 metru înălțime. Nu atacă des, dar și când o fac, au o mușcătură foarte dureroasă. Acest câine nu este foarte greu de dresat și de aceea primește doar locul 10 pe această listă. Bonus fact. Vezi că ai puțin engleză pe la colțul gurii. Stai cu minte, frate, vorbim în română. S-ar putea să nu știi, dar personajul Scooby-Doo face parte din această rasă. Bull Terrier. Poate trece de 50 de centimetri la maturitate. Acest câine are un comportament bun în preajma oamenilor pe care îi cunoaște, dar în preajma străinilor este agresiv și teritorial. După cum se vede, acest câine are botul făcut pentru o mușcătură cât mai dureroasă, deci dacă vezi unul, roagă-te să nu ajungă mâna ta între dinții lui. Din pricina faptului că se împrietenește ușor, primește doar locul 9. Ciao ciao! Cine credea că acești căței drăgălași pot fi agresivi? Ei bine, după ce vezi unul nervos, probabil că nu o să-i mai considere așa drăgălași. Ciao ciao este popular pentru comportamentul agresiv. Este un câine distant și tăcut, dar când se simte amenințat este mai rău ca majoritatea câinilor. Bonus fact! Ciao ciao sunt zâmbăreți și au limba albastră. Doberman. Este un câine de pază, originar din Germania. Este un câine neînfricat, care este în stare să atace pe oricine pare că vrea să invadeze teritoriul. Cu toate acestea, este al cincilea cel mai inteligent câine din lume și de aceea primește locul 7. Husky. Acesta este unul din cei mai îndrăgiți câini din lume și pe bună dreptate. Temperamentul bun în condiții perfecte, culoarea ochilor și blana îl fac câinele aproape perfect. Spun aproape perfect pentru că temperamentul bun se pierde dacă stă prea mult în căldură sau stă prea mult fără mișcare. Până și dacă l-atingi un pic mai dur, s-ar putea să rămâi cu o cicatrice și să regreți asta toată viața. Ciobănesc caucazian. Este un câine de talie mare cu un temperament dominant. Este foarte puternic, având peste 70 de kg la maturitate. Este vioi și are nevoie de multă joacă, însă joaca nu este cum vrei tu, ci cum vrea el. Dacă vrea să te tărească, îl lași să te tărească sau s-ar putea să se supere și să te muște. E ca și copilul care are mingea la fotbal și o ia acasă dacă îl supără cineva. Alaska Malamute. Asemănător cu Husky-ul, Malamute-ul nu suportă căldura și vrea mereu să facă ceva. Din pricina faptului că această rasă s-a dezvoltat într-un mediu ostil, câinele este greu de dresat și niciodată nu poți avea încredere că nu va mușca. Rottweiler. Poate fi câinele perfect de familie, dar are nevoie de multă afecțiune de la naștere. În caz contrar, va fi rău, neînfricat și se va enerva din orice. Deși este mediu ca mărime, este foarte puternic, iar mărimea îi dă un plus de agilitate. Ciobănesc german. Câinele de pază ideal, ciobănescul german poate avea un temperament bun, dar în majoritatea cazurilor el nu are. Nu este neapărat vina lui, ci mai degrabă vina stăpânilor care au ales un câine care are nevoie de multă joacă și afecțiune. Cu peste 60 de centimetri la maturitate, nu vrei să fii mușcat de acest câine. Pitbull. Cel mai periculos câine, pitbullul este o rasă făcută de om din încrucișarea celor mai puternici câini cu cei mai mici și cei mai agili pentru a crea câinile perfect de luptă. Acest câine este responsabil pentru zeci de morți în fiecare an. Mulți cred că este vina stăpânilor, dar dintre toți câinii, cred că pitbullul ar trebui să fie singurul interzis. Restul câinilor de pe această listă adunați nu au la fel de multe victime anual cât are pitbullul singur. Pentru cei care nu s-au lămurit, nu există câine rău sau bun, ci stăpân rău sau bun. Un stăpân bun poate transforma chiar un monstru ca pitbullul într-o pisicuță blândă. Acești câini sunt mai greu de dresat, instinctul de atac fiind foarte greu de scos dintr-un câine ca pitbullul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Dacă vreți mai multe videouri, abonați-vă. Apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu postările mele. Eu v-am prezentat 10 cele mai periculoase rase de câini și până data viitoare, vă urez baftă!